Bucuria noastră aproape a tuturor pe timpul verii este să facem baie în mare și să stăm la soare. Dar toate aceste expuneri îndelungate la razele soarelui nu sunt întotdeauna benefice. Poate că ar trebui să fim mai atenți atunci când stăm la plajă, să ne cercetăm pielea și să ne adresăm unui medic dermatolog. Există oare riscul ca acele banale alunițe să se transforme în ceva mai grav? Răspunsul la această întrebare îl vom afla imediat. Alunițele sunt leziuni pigmentare care pot să apară la nivelul întregului corp. Unele ne naștem, altele le dobândim pe parcurs în urma expunerilor repetate la ultraviolete de-a lungul anilor. Sunt mai expuse în special persoanele cu un tip de piele deschis la culoare, fototip 1 și 2, mai puțin persoanele cu o piele mai închisă la culoare, cele care de obicei nu se ard dacă se expun pentru 10-20 de minute la soare. De obicei, dacă leziunile acestea pigmentare, fie că sunt sub forma unor leziuni maronii, maro mai închis sau mai deschis, fie că sunt sub forma unor pete roșiatice, ar trebui să ne prezentăm la medicul dermatolog, în primul rând pentru un control de rutină în care se examinează toată suprafața corporală și cu atât mai mult în momentul în care observăm că una din aceste leziuni sau mai multe încep să sufere modificări. Ce s-a întâmplat cu pielea ta în ultima perioadă? În ultimii ani, când mă expuneam la soare, eu mă rușesc foarte repede pentru că am tenul deschis și mi-au apărut foarte multe alunițe. Având în vedere că vine vara, aș vrea să știu dacă pot să mă duc la mare, dacă pot să mă expun la soare. O să facem un consult și o să vedem exact care dintre leziuni au suferit modificări. Dermatoscopia este un examen clinic, neinvaziv. Pacientul nu suferă niciun fel de durere, niciun fel de traumatism. Se examinează cu acest dispozitiv care mărește de câteva ori leziunea. Fiecare aluniță în parte. Durează pentru fiecare aluniță 2-3 secunde, imaginile se înmagazinează fotografic. Examenul acesta dermatoscopic se poate repeta în funcție de tipul leziunilor. La 6 luni, la 1 an, la 2 ani, pacientul revine în cabinet și se controlează aceste leziuni. Alunițele care presupun un tratament invaziv chirurgical sunt de fapt pot fi 3 tipuri de tumori. Cele mai frecvente carcinomul bazocelular, mai puțin frecvent carcinomul spinocelular și cea mai agresivă dintre tumorile cutanate, melanomul. Pentru melanom, de exemplu, care este cea mai agresivă formă de tumoră cutanată, se pot lua măsuri în funcție de stadializarea tumorii, de etapa în care se află, etapa de evoluție în care se află, se pot efectua și alte tratamente ulterior exciziei chirurgicale. În prezent, ne confruntăm cu o incidență crescută a cancerului de piele, 95% dintre cazurile de melanom fiind cauzate de expunerea excesivă la soare. Ar trebui să fim atenți la expunerea la ultraviolete, în special pentru copii, deoarece dimineața și după amiaza foarte târziu ar trebui să lăsăm copiii pe plajă pentru acea doză minimă de ultraviolete care este necesară pentru sinteza vitaminei D. Referitor la contraindicațiile expunerii la soare, există câteva grupe importante de afecțiuni, atât ale pielii cât și sistemice, de tipul afecțiunilor autoimune, lupus, sclerodermie, vitiligo, psoriazisul în anumite situații. De asemenea, leziunile cutanate, alunițele care sunt identificate de dermatolog ca fiind la risc, ar trebui ferite de expunerea la ultraviolete. De asemenea, pacienții care au afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni reumatologice, istoric de tumori, ar trebui să se evite expunerea intensă la ultraviolete din mijlocul zilei.